Fiecare dintre noi are dreptul la un răspuns. Întrebarea ta merită auzită. Părerea ta contează. Adresează întrebarea și noi te vom ajuta să găsești răspunsul. Bună seara, dragi privitori, și bine v-am regăsit la emisiunea Click pe întrebare. Luată la întrebări în această seară este doamna Anca Bordușanu, secretar executiv al PSD Gorj și consilier județean din partea PSD. Bună seara și bine ai revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație și vă stau la dispoziție pentru orice întrebare aveți să mi-o adresați. După cum se numește emisiunea noastră Click pe întrebare, ne uităm pe profilul de Facebook al invitatului și vedem ce postează, ce distribuie și în funcție de toate acestea o să formulăm noi întrebările. Înțeleg că e un nou format de emisiune. E un nou format de emisiune. Un succes! Mulțumim foarte mult! Analizând profilul dumneavoastră de Facebook, am observat că acum 4 ore aveți o postare pentru informarea gorjenilor. Primăria Târgu Jiu a fost invitată la ședințele grupului de lucru privind tranziția justă organizate de către Consiliul Județean Gorj. Ce ne puteți spune despre această postare? Despre ce este vorba? Haideți să o luăm un pic mai din spate, să o luăm cu postarea de ieri, pentru că cea de din această dimineață are strânsă legătură cu ceea ce am postat ieri. Vorbeam ieri despre faptul că, virgulă, Consiliul Județean s-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă programul operațional de tranziție justă. Acest lucru înseamnă, practic, bani veniți de la Uniunea Europeană pentru trecerea de la energie pe bază de combustibili fosili la o energie verde, la o economie verde. Asta înseamnă că noi cei din județul Gorj, societăți, IMM-uri, ONG-uri, pot să atragă bani europeni pentru a se diversifica activitatea economică la nivelul județului Gorj pe alte activități decât extragerea de cărbune. Pentru că noi, Gorjul, suntem în momentul de față un județ monoindustrial care se bazează pe extracția cărbunelui, iar la un moment dat carierele, așa cum vor cei de la PNL, o parte din aceste cariere, vreo 5 sau 6 la număr, vor fi închise începând cu anul 2026, pentru că, repet, asta își doresc cei de la guvernare. Și atunci a venit Uniunea Europeană, nu numai pentru județul Gorj, pentru că sunt 6 județe implicate în acest proiect operațional de tranziție justă către energia verde, printre care și Gorjul, mai este și Doljul, Hunedoara, Prahova, Mureș, 6 județe, spuneam. Și au fost tot felul de declarații în spațiul public ale diverselor persoane, cum că nu se face nimic și Consiliul Județean nu se implică în acest proiect. Greșit! Am vrut să lămuresc acest aspect și să le spun faptul că Consiliul Județean încă de anul trecut s-a ocupat de acest proiect privind tranziția justă. În ce sens? Că trebuie să vin și cu lucruri palpabile, lucruri concrete. În sensul că încă din luna octombrie s-a constituit un grup de lucru din care fac parte 24 de membri, dintre care CEO, Sindicatele din Minerit, APM, AJUFM, Inspectoratul Școlar Județean, primăriile Târgu Jiu, Rovinari, Motru, Turceni. Bun, acești membri ai grupului de lucru s-au și întâlnit. Debutul întâlnirilor a avut loc pe data de 6 octombrie 2020. Ultima întâlnire până la momentul vorbirii a avut loc pe 22 ianuarie. Este important să se cunoască toate aceste aspecte. Consiliul Județean își dorește foarte mult ca o sumă importantă de bani, de fonduri europene, să vină către județul nostru, v-am spus, pe diverse ramuri de activitate, fie pe reconversie profesională, pe incluziune socială, fie pe desfășurarea de activități de către societăți sau IMM-uri, în așa fel încât să nu mai fim dependenți aproape 100% de activitatea complexului energetic Oltenia. Și asta de unde prevede... vine nemulțumirea dumneavoastră, pentru că ați scris spus, nu mai pozați în salvatorii județului pentru că nu sunteți. Ce s-a întâmplat? Nu au fost la întâlnit? Au fost făcute o serie de declarații în spațiul public, cum că autoritățile județene nu fac nimic.
nu fac nimic și că îndreaptă privirea către guvern. Nu, greșit. Autoritățile județene v-au spus ce au făcut, în speță Consiliul Județean, și mai mult decât atât. Guvernul PNL știa de programul operațional de tranziție justă încă din ianuarie 2020. Repet, ianuarie 2020. În perioada campaniei electorale, în septembrie, au început la nivel declarativ, da, să vorbească despre faptul că avem un program operațional de tranziție justă care va aduce bani în țara noastră și în aceste 6 județe. Dar atât, la nivel de declarații. Prima adresă oficială pe care a făcut-o guvernul, în speță Ministerul Investițiilor, către Consiliul Județean, doamnă, a fost în decembrie 2020, la un an după ce guvernul știa că avem acest program operațional de tranziție justă și că se impune ca în cel mai scurt timp să se și elaboreze 6 planuri teritoriale de tranziție justă. Aceste planuri teritoriale nu pot fi făcute așa, nu pot fi făcute de pe o zi, pe alta. Înseamnă o perioadă de timp în care trebuie să te întâlnești în acest grup de lucru, în care trebuie să gândești anumite și să iei anumite decizii. Și să iei anumite decizii. De ce? Pentru că în momentul de față nu au fost alocate sumele către niciuna dintre aceste 6 județe implicate în, sau selectate în acest program. Și ca atare, este foarte important ca noi să venim cu aceste proiecte teritoriale pentru a arăta Uniunii Europene că cei mai mulți bani sunt necesari pentru o economie verde în județul Gorj, pentru că activitatea de minerit înseamnă, nu știu, 80% din, sau 90% din activitatea județului Gorj. Adică județul este, repet, unul monoindustrial care se bazează în mare parte pe minerit. Și avem nevoie, dar ai nevoie de documente. Ai nevoie de planuri care trebuie elaborate. Așa că nu și am care este termenul limită până la care puteți lua anumite decizii și a proiecta toate aceste activități? În vara acestui an. Și revenind de la ceea ce am postat în această dimineață, pe la 7 și un pic dimineața, face referire la declarația domnului primar Marcel Romanescu, o declarație care pe mine m-a surprins, dar dacă stau și mă gândesc mai profund, nu mă așteptam într-un fel la o astfel de reacție din partea dumnealui, pentru că este foarte efervescent. Deși nu au fost acuzații la adresa primăriei, nu au fost acuzații la adresa dumnealui, eu doar am spus că primăria Târgu Jiu face parte din acest grup de lucru. Ce l-a deranjat pe dumnealui am aflat ulterior prin atitudinea pe care a avut-o, în sensul că a declarat că primăria Târgu Jiu nu a fost invitată în grupul de lucru. Greșit! Toate invitațiile care s-au făcut de către consultant, așa cum este normal, s-au adresat primarului. Pentru că în momentul în care în primărie intră o invitație, ți intră pe numele primarului, nu pe numele aparatului din subordine. E normal. Bun. Domnul primar și-a delegat alte persoane să participe la aceste ședințe de lucru. La primele 3 ședințe de lucru a participat un reprezentant al biroului de proiecte politici comunitare. La ultima ședință din ianuarie anul acesta a participat domnul director tehnic. Deci nu poți să vii, pentru că sunt mail-uri, sunt procese verbale ale ședințelor de lucru. E că nu poți să vii să spui că primăria Târgu Jiu nu a fost invitată când a participat la toate cele 4 ședințe care s-au constituit până acum. Chiar nu pot să-l înțeleg. Însă înțeleg un lucru, este concluzia mea, cred că și a celor care ne urmăresc. Atât de mare este dezinteresul față de acest program care poate să atragă fonduri europene pentru o economie verde, pentru a ajuta societățile, pentru a ajuta șomerii, pentru a ajuta familiile defavorizate. Deci atât de mare este dezinteresul încât dumnealui, domnul primar, a uitat că a delegat alte persoane să participe la această ședință și mai mult a spus public că nu a fost invitată. Am postat și un e-mail din care reiese că după ședința din ianuarie anul acesta, consultantul i-a mulțumit domnului director tehnic pentru participarea la întâlnirile care au avut. Invitația s-a făcut primăriei sau domnului primar? Invitația probabil de aici nelămuririle domnului primar. Doamnă, orice document care intră în primărie trebuie să ajungă la primar.
scrie pentru primăria municipiului Târgu Jiu în atenția domnului primar. Deci invitația aceasta trebuie să ajungă la mapa primarului. Și faptul că, dar trecem peste acest aspect, faptul că oamenii din subordinea ta au participat efectiv la aceste întâlniri, nu ai nicio scuză. Faptul că tu nu știi că ți-au participat subordonații și ce s-a discutat acolo. Ce se mai spun despre participarea primăriei și importanța elaborării acestor proiecte de tranziție justă când dumnealui nici nu știe cine a participat și că a fost invitată primăria. Am înțeles. Trecem la o altă postare de a dumneavoastră de pe 25 ianuarie. Măsurile antisociale ale PNL scot românii în stradă. Am sărbătorit aici pe unde este nemulțumire. Am sărbătorit pe 24 ianuarie mica unire. Momentul în care trebuie să fim uniți, sau așa era normal, să fim uniți, să ne ajutăm noi între noi și să fim mulțumiți de condițiile oferite de către guvern, de către cei care sunt la nivel decizional. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. În momentul unirii, în acel moment, în acea zi importantă pentru noi ca nație, 24 ianuarie, mica unire, am văzut dezbinare în toată țara. Am văzut proteste în capitală, am văzut proteste în alte orașe ale țării, prin care salariații își cereau drepturile, în sensul că vor mărire salarială, iar pensionarii își cereau de asemenea drepturile, în sensul că vor acea majorare a punctului de pensie. Înainte de a pleca Partidul Social Democrat de la guvernare, a lăsat anumite legi și anumite măsuri care trebuiau puse în aplicare. S-a votat legea bugetului de stat în 2019, prin care se spunea foarte clar că salariul minim pe economie garantat de stat trebuie majorat și trebuie de asemenea majorat punctul de pensie cu 40%. Nu s-a întâmplat lucrul acesta nici într-o situație, nici în alta, deși prețurile, ați văzut și dumneavoastră, au crescut, vorbim despre o liberalizare a pieții de energie, lucrurile nu sunt tocmai în regulă, nu se îndreaptă către făgașul normal. Și atunci postarea a fost în sensul acesta. În momentul în care noi trebuie să fim mai uniți ca oricând, 24 ianuarie, mica unire, Cum spuneau și istoricii, uniți în simțuri și în neam. Noi suntem dezbinați pentru că avem proteste de stradă, repet, atât în capitală cât și în țară, pentru a-și cere oamenii drepturile. Probabil au coincis toate aceste proteste cu mica unire, dar toată lumea vorbește de o depolitizare a acțiunilor făcute pentru cetățeni, dar nu văd din nicio parte să ridice cineva o mână să zică haideți să ne unim, să luăm cele mai bune decizii. Toată lumea se gândește, a nu, că e din PSD, că e din PNL, și aceste discuții trenează de foarte mult timp. Să știți că în momentul în care pensionarii văd că venitul este același, deși li s-a promis altceva. În momentul în care noi, cei care lucrăm, ni s-a promis un salariu minim garantat de stat, pe care nu îl avem, ne îndeamnă pur și simplu nevoia de a ieși în stradă, sau pe oameni ne îndeamnă nevoia de a ieși din stradă, pentru că trebuie să-și plătească facturile la gaz, trebuie să-și plătească facturile la curent, trebuie să-și plătească ratele la bănci. Cred că suntem foarte puțini care nu avem rate în bănci. Cred că suntem foarte puțini. Și atunci nevoia de a avea un venit care îți este cuvenit, așa cum el a fost prins în legea bugetului de stat, te face să ieși în stradă și să îți ceri aceste drepturi pentru care, pe de o parte, muncești și, pe de altă parte, ai muncit o viață întreagă. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Promovează-te online. Direct și sigur. Creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide
să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Cu toții cunoaștem înfrângerea. Corpul ne cedează, sufletul se ambiționează, viața ne armează și ne angrenează într-un sistem care ne învață cum să ne luptăm prin diferite mijloace benefice. Căutăm exemple în natură. Fluiditate, textură, energie, indiferent de moment și de stare emoțională, trebuie să depășim cu încredere orice obstacol. Nu o să fim niciodată perfecți, dar suntem perfectibili. Spitalul Hipocrat. Sănătatea înainte de toate. Afacerea ta, prioritatea noastră. 1 Plus TV, sursa ta directă pentru noi clienți. Servicii complete pentru firma ta. Alege un plus de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Am revenit în studio, suntem de vorbă cu doamna Anca Bordușanu, care este și noul președinte al Organizației de Femei din PSD Gorj. Cum s-a întâmplat acest lucru și de ce doamna Elvira Șarapatin și-a dat demisia? Este o întrebare la care nu v-aș putea răspunde eu. Demisia este un act unilateral, este o decizie personală a domniei sale. Cred că această întrebare ar trebui să o adresați doamnei Șarapatin, pentru că nu pot eu să răspund în numele domniei sale. Pe de altă parte, vorbim de funcția de președinte interimar al Organizației de Femei, pentru că după demisia doamnei nu se putea lăsa organizația fără un președinte interimar până la organizarea de alegeri. Ca atare, Consiliul Politic Județean, la sfârșitul anului trecut, m-a desemnat prin vot ca eu să reprezint până la constituirea de alegeri Organizația de Femei în calitatea de președinte. Chiar vineri o să am prima întâlnire cu Organizația de Femei, cu biroul politic al Organizației de Femei, pentru a purta o discuție cu colegele mele și pentru a încerca să lucrăm împreună și să dezvoltăm Organizația Județeană de Femei și mergând mai departe organizațiile locale de femei. Pentru că orice partid puternic are structuri în spatele lui. Și vorbim aici de Organizația de Tineret, vorbim aici de Organizația de Femei, Organizația de Pensionari, Organizația de Studenți. Sunt structuri care stau la baza unei formațiuni politice. E practic temelia, fundamentul acestei organizații. Și ce noi atribuții vă aduce această funcție? V-am spus, în primul rând, o mare responsabilitate și, în al doilea rând, îmi doresc foarte mult, împreună cu colegele mele, pentru că nimic nu
nu se face de unul singur, totul se face în echipă. Îmi doresc foarte mult ca, alături de colegele mele, spuneam, să dezvolt cât mai mult organizația de femei și să ajungă, mi-am propus eu, în 3-4 luni maxim, a avea structuri în tot județul, adică în fiecare localitate în parte. Este puțin de muncă, dar nu este imposibil. Îmi doresc să avem la nivelul județului Gorj cea mai puternică organizație de femei. La momentul actual, cât la sută din contribuția Partidului Social Democrat are această organizație de femei? Cât de implicată este organizația de femei? Care este procentul de implicare al organizației de femei în întreaga activitate a partidului? N-aș putea să vă dau un anumit procent, însă și organizația de tineret, ca și organizația de pensionari, și organizația de femei, fiecare are direcția ei și are adresabilitatea ei. Ca atare, nu pot să separ lucrurile și să vă spun că organizația de femei are o anumită importanță în organizație. Toate structurile au aceeași importanță deosebită, pentru că spuneam, noi nu putem să lucrăm singuri, nici eu, nici domnul Cosmin Popescu, prim vicepreședintele organizației, nici domnul Mihai Weber, președintele organizației, noi nu putem lucra de unii singuri, lucrăm în echipă, iar dacă lucrezi în echipă și îți consolidezi organizațiile, atunci poți să te menții și tu ca cel mai important partid politic de pe cel mai important partid de pe șichierul politic și cea mai importantă formațiune la nivel de județ. Pentru că am vorbit de echipa PSD, spuneți-ne de ce s-au dizolvat cele trei organizații din Gorj. A avut loc la sfârșitul anului, spuneam, o ședință de lucru în cadrul Consiliului Politic Județean, aceea ședință în care eu am fost aleasă președinte interimar. S-a făcut o analiză cu privire la rezultatele de la alegerile parlamentare, o analiză cu privire la declarațiile colegilor noștri în perioada de campanie pentru alegerile parlamentare. Anumite declarații au adus de servicii partidului și s-a luat această măsură de dizolvare a organizațiilor. Am stabilit luna aceasta, pentru că ne-am întâlnit la jumătatea acestei luni, și am stabilit tot în cadrul acestei ședințe de lucru de Consiliu Politic Județean ca până pe 28 februarie să organizăm alegeri în organizațiile care au fost dizolvate, dar și în organizațiile unde avem conducere interimară. Vorbim de aproximativ 15 organizații. Avem timp suficient în față în așa fel încât să ne putem consolida, să putem lucra și întări acolo unde este cazul, pentru că nu putem să... De fapt, nu suntem noi structurați așa. Au trecut alegerile locale, au trecut alegerile parlamentare, mai avem alegeri în 2024, până atunci dormim liniștiți. Nu suntem așa făcuți, niciunul dintre noi, și nu vom adopta această poziție niciodată. Ca atare, avem, da, 4 ani, mă rog, 3 ani și puțin, cât a mai rămas, în față, să ne consolidăm organizația județeană, consolidând organizațiile locale. Haideți să abordăm și subiectul CEO, ce se întâmplă cu CEO, ce părere aveți despre planul de restructurare al complexului energetic Oltenia? Mi-am dat seama, ca toți ceilalți, cred, ca și dumneavoastră, că există un aspect negativ, cu impact negativ asupra noastră, a gorjenilor, asupra economiei județului. De când acest plan de reorganizare, de restructurare este ținut la secret. Nu am înțeles de ce este ținut la secret, ce se întâmplă de nu ni se aduce și nouă opiniei publice la cunoștință ceea ce gândește Partidul Național Liberal, însă am văzut acum. Spuneam și la începutul emisiunii că în momentul de față se gândește la un program de închidere a 5 cariere până în 2026. Acest lucru înseamnă, în primul rând, un impact social negativ major asupra gorjenilor. În al doilea rând, înseamnă un impact negativ și asupra primăriilor din perimetrul acestor 5 cariere. Acest lucru înseamnă un impact social major, pentru că
Și vor pierde locurile de muncă. Iar 8.000 oamenii, de angajați, din câte iar oamenii aceștia trebuie să supraviețuiască pentru că au familii. Tocmai de aceea spuneam de programul operațional de tranziție justă, care prevede și fonduri pentru reconversia profesională și crearea de mici afaceri bazate pe economie verde. Deci sunt alternative la minerit, dar trebuie să ne implicăm cu toții. Eu mi-aș dori din tot sufletul să lăsăm patimile politice deoparte, pentru că stăm cu toții în județul Gorj, ne creștem copiii aici în județul Gorj și este important să ne așezăm cu toții la masă, indiferent din ce partid politic facem parte, și să gândim o strategie în așa fel încât Gorjul să poată beneficia de o sumă consistentă și importantă de bani venită de la Uniunea Europeană, care să creeze și să aducă locuri de muncă, de fapt să creeze, nu să aducă, să creeze locuri de muncă în județ, pentru ca cei care lucrează în momentul de față în minerit să aibă o continuitate a venitului lunar. Dar de ce există aceste orgolii? Cine trebuie să facă primul pas pentru aceste întâlniri nepolitizate? De exemplu, v-am și spus, Consiliul Județean a trimis adrese către aceste primării. Deci a făcut primul pas. Sigur că da, încă din vara anului trecut, în acest grup de lucru, v-am spus, sunt primăria Târgu Jiu, Rovinari, sunt primăriile Târgu Jiu, Rovinari, Turceni. Nu putem să spunem că am lăsat deoparte primăriile care nu sunt conduse de primar PSD. Iată, la Târgu Jiu nu avem primar PSD, la Turceni nu avem primar PSD, la Rovinar nu avem primar PSD. De asta vă spun, este momentul și este o perioadă scurtă de timp în care e important să ne așezăm toți la masă și să lăsăm patima politică. Pentru că dincolo de patima politică, închiderea carierelor este un pericol eminent care la un moment dat se va produce. Deci haideți să ne așezăm cu toții la masă și să gândim toți o strategie pentru a putea da o alternativă de supraviețuire județului în care noi trăim. Doamna Bordușanu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Din păcate, timpul nu ne mai permite să mai abordăm și alte subiecte. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, aveți grijă de voi. La revedere! Mulțumesc și o seară bună! Fiecare dintre noi are dreptul la un răspuns. Întrebarea ta merită auzită. Părerea ta contează. Adresează întrebarea și noi te vom ajuta să găsești răspunsul. This station is now the ultimate power in the universe.